Operațiunea contra-coronometru pentru salvarea a șase marinari. Aceștia au rămas blocați în buncărul unei nave acostate pe brațul Tulcea. Ajunși la fața locului, pompierii au găsit o persoană inconștientă și intoxicată, pe care au transportat-o de urgență la spital cu ajutorul ambulanței navale. Șase marinari s-au intoxicat cu gaze în buncărul unei nave localizată sub pavilionul Comores, acostată pe brațul Tulcea, la Mila Marina 36. La fața locului s-au deplasat cinci subofițeri cu autospecială de stingere, un echipaj smurd, o embarcațiune IB-5, o ambulanță navală din cadrul SAJ Tulcea, o ambulanță navală privată și un echipaj din cadrul Poliției de Frontieră Tulcea cu doi agenți de poliție. În urma recunoașterii făcute de pompierii tulceni în buncărul indicat de echipajul navei și după ce s-a stabilit că nu există pericol pentru salvatori, victimele au primit îngrijiri medicale. De urgență la fața locului, după care au fost extrase rând pe rând și transbordate pe embarcațiunile navale care i-au transportat la cea mai apropiată unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate. Dintre victime, una a fost transportată la spital în stare de inconștiență, în timp ce alte trei au fost predate echipajelor medicale în stare de conștiență, iar alte două victime au refuzat transportul la o unitate medicală. Victimele sunt de origine egipteană, indiană și siriană. Autoritățile au început o anchetă și cercetează cum a fost posibil incidentul. Cauza probabilă de intoxicare a fost identificată ca fiind gazele produse de o motopompă ce se afla în funcțiune în zona în care aceștia își desfășurau activitatea.